Universitatea Politehnică Timișoara este una dintre cele mai prestigioase unități de învățământ superior din România, o componentă a acesteia fiind și Facultatea de Inginerie din Hunedoara. În cadrul Politehnicii se urmărește nu doar un proces educațional de calitate, ci și organizarea de alte activități extracurriculare în diverse domenii. O astfel de acțiune extracurriculară desfășurată în premieră a avut loc joi la Facultatea de Inginerie din Hunedoara, unde s-a organizat prima ediție a Cupei UPT FIH la Futsal, competiție inedită întrucât a fost dedicată liceenilor, adică viitorilor studenți. Au fost prezente echipe de la 10 licee din județ care s-au întrecut pe parchet, dar în același timp au luat contact cu mediul academic și totodată au aflat și despre generoasa ofertă educațională pe care o pune la dispoziție Facultatea de Inginerie din Hunedoara. Știți că, pe lângă faptul că noi punem un accent deosebit pe procesul educațional, ne dorim, în ceea ce înseamnă Hunedoara Centru Universitar, ne dorim ca să organizăm și competiții de natură sportivă, culturală și așa mai departe. Astăzi avem un eveniment cu caracter sportiv, un eveniment pe care l-am intitulat Cupa UPT FIH, Cupa Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Inginerie din Hunedoara. La o primă ediție, iată, astăzi la facultatea noastră, avem o participare numeroasă pentru o primă ediție, sunt peste 100 de participanți. Este vorba despre liceeni, clasele 10, 11 și 12 și profesori de sport, profesori coordonatori, dar nu numai. Pe lângă sport, dacă vin cei 100, peste 100, le prezentați și ofertele de școlarizare, încercați să-i familiarizați cumva și cu mediul academic? Da, de fapt ăsta este și scopul. Ne dorim ca cei care vin astăzi la Facultatea de Inginerie din Hunedoara să poată lua un prim contact cu tot ceea ce înseamnă atmosfera din zona învățământului universitar, motiv pentru care, pe lângă competiția propriu-zisă, elevii vor avea ocazia să viziteze spațiile noastre de învățământ, laboratoare, biblioteca, căminul studențesc, cantina studențească. Practic, am gândit un program pe parcursul întregii zile și de asemenea vor fi informați despre oferta noastră educațională, pentru că ne dorim ca tinerii, nu-i așa, să rămână acasă la Hunedoara. Vorbim de ofertă educațională. Care este oferta educațională a Facultății de Inginerie din Hunedoara pentru anul studențesc viitor? Oferta educațională, cum bine știți, este în permanență corelată cu ceea ce se cere pe piața muncii. Astfel, în acest an, noi vom veni cu 165 de locuri bugetate, mă refer la ciclul de licență, iar ca specializări aș putea să fac o scurtă enumerare a acestora: informatică industrială, inginerie electrică și calculatoare, autovehicule rutiere, inginerie și management și ingineria valorificării deșeurilor. Competiția de la Facultatea din Hunedoara a fost organizată în colaborare cu Asociația Județeană de Fotbal. Între cele două instituții existând o mai veche colaborare. Cei de la AJF își propun creșterea nivelului calității fotbalului din județ, iar pentru acest lucru este nevoie ca juniorii să își continue parcursul sportiv pe plan local. O excelentă variantă de îmbinare a acestuia cu continuarea studiilor universitare fiind aceea de a deveni studenți la Hunedoara. Știți foarte bine că scopul asociației este promovarea fotbalului pe raza județului Hunedoara. Așa, după cum puteți observa, astăzi se vor regăsi foarte mulți liceeni, foarte mulți elevi care vor participa la această competiție și ne putem atinge un alt obiectiv de a promova fotbalul în rândul elevilor. Parteneriatele derulate în trecut cu Facultatea de Inginerie din Hunedoara au fost de succes, dar au fost parteneriate non-sportive. Astăzi este primul parteneriat sportiv care îl organizăm cu facultatea.
Sunt convins că în urma parteneriatului, prin această competiție, elevii vor avea cunoștință de ofertă educațională foarte generoasă din partea facultății și vor alege ca în următoarea perioadă să fie studenți în cadrul Facultății de Inginerie din Hunedoara. Pentru noi este foarte important, fiindcă, după cum ați observat, juniorii U19, ultima categorie, înainte de a trece la seniori, părăsesc județul Hunedoara. Iar prin această competiție ne gândim că, probabil, vor urma studiile universitare la nivelul Facultății de Inginerie din Hunedoara și vor rămâne, bineînțeles, și în cadrul cluburilor de fotbal din județul nostru. La competiție au fost prezenți și oameni implicați puternic în fotbal, absolvenți de facultăți, aceștia arătând că sportul și învățătura pot fi îmbinate plăcut și util, iar exemplul lor ar putea fi urmat de actualii liceeni prin continuarea studiilor la Hunedoara. În plus, participanții la turneul de la Hunedoara au fost și monitorizați de cei din domeniul sportiv, unii putând fi chiar legitimați la cluburi de prestigiu de futsal și chiar la Liga 1 de fotbal. Am venit aici într-adevăr cu gânduri mari. Sper ca în sezonul următor, unde vom participa, după cum bine știți, în Liga 1 de futsal a României, atât cu echipa de seniori, cât și în campionatul național Under 19 de juniori, sperăm să găsim tineri dornici de afirmare, tineri la care să le placă mai mult fotbalul în sală decât fotbalul pe calculator. Și să ne întărim, bineînțeles, echipele și loturile existente acum în cadrul clubului. Mă bucur, în primul rând, că am fost invitați să participăm la această competiție. Vreau să felicit cu această ocazie pe domnul decan al Facultății de Inginerie din Hunedoara, pentru că s-a gândit să organizeze o competiție sportivă prin care să încerce să atragă cât mai mulți elevi pentru a deveni studenții acestei facultăți. Și urmărim, sperăm să fie o competiție plăcută, mult fair play și să vedem și ceva jucători cu calitate. Ești, de exemplu, fericit unde ai îmbinat bine cartea cu sportul, ce îi sfătuiești pe acești copii? Da, niciodată să nu lase școala deoparte, să își urmeze visurile, dar tot timpul să prețuiască atât școala cât și activitatea fizică, de orice natură ar fi ea. Indiferent de rezultatele înregistrate pe teren, câștigători au fost toți participanții, iar o parte dintre aceștia chiar se gândesc să urmeze cursurile Facultății de Inginerie din Hunedoara, poate chiar paralel cu practicarea unui sport. Sunt Enic Crișor din județul Hunedoara, de la Liceul Tehnologic Crișan Crișor, și cred că am făcut un drum foarte mult până aici și am dorit să câștigăm, să luăm locul 1. Te bate gândul să-ți continui școala, să vii la Hunedoara la facultate? Sincer, da. Ar conta foarte mult chestia asta, o facultate după liceu. Am fost și la alte facultăți, la competiții sportive. Cum ți s-a părut sau cum se pare acțiunea de azi, ca idee? Mi se pare super frumos, în primul rând, și totul contează să ne distrăm, în primul rând, să ne simțim bine. Te-ar bate gândul să-ți continui studiile aici la facultate la Hunedoara? Sincer, da. Da, m-am gândit și la posibilitatea aceasta. Prima ediție a cupei UPT FIH la futsal a fost câștigată de echipa de la Colegiul Iancu de Hunedoara din municipiul de pe malurile Cernei, urmată în clasament de concitadinele de la Emanuel Gojdu, Traian Lalescu și Constantin Bursan. La competiție au mai participat liceele de Vene, Transilvania și Urmuzescu, Ovid Densușanu din Călan, Nicolau Solahus din Orăștie, Crișan din Crișcior și Matei Corvin din Hunedoara.